și să vă mai fac de Scout și Miricus. Să vă mai fac video și pe aici, pe la Banca Națională, care s-a schimbat enorm de când n-ai mai fost tu, Mirica, de 20 de ani în țară. Pe strada Eugen Carada, așa, cu blocul Tehnoimport în spate acolo de tot, Art Deco. Asta e Banca Națională. Și acum o iau foarte încet spre... Uite să vă filmez asta, deci fiți atenți ce lucrătură. Uitați-vă nițel ce lucrătură aici, la Banca Națională. Și o iau încetul spre Calea Victoriei. Pe aici am avut meet-up-uri mai peste tot. E foarte interesant. Așa. În curând, restaurantul românesc Ciorba lui Ureche. Interesant, las-o aici. Deci haide să luăm numărul și să-i scriu lui ăsta că pot să fac un expat meet-up pe aici. Ciorba lui Ureche. Să mă cheme ca influencer, că m-am făcut influencer. Acum trăiesc din exploatarea imaginii mele în chilul meu. Ne plimbăm pe aici, ne distrăm. Lingurițe dulce, uite cum îi zice lui asta. Aici trebuie să intru să vă fac filmare. Am avut meet-up în curtea asta aici, dar în această casă poetul Mihai Eminescu a lucrat ca redactor. Așa. Ietă-mă și pe mine în poză și intru imediat să vă filmez.